Salutare tuturor! Hai să ne apucăm de treabă și să facem iar un episod de vorbit singur în mașină. Un episod care tot vouă vi se datorează, ce să zic. Vă mulțumesc pentru idee. Practic, chiar voi mi-ați spus că nu știrea asta am ratat-o. Dar știrea sună așa. UDMR a depus un proiect de lege care să modifice codul rutier în câteva chestii. Și cea mai importantă ar fi interzicerea tinerilor sub 21 de ani să conducă mașini mai puternice de 100 de cai putere. Bineînțeles, și echivalentul electric de, 74 de 75 de kW, care de fapt vin un pic mai mult de 100 de cai putere. Mă rog. Și încă niște chestii pentru folositul telefonului de către trotinetiști, pietoni și așa mai departe, pe stradă sau pe trecere de pietoni. Că e bine, că e rău, că l-a făcut UDMR-ul, că nu l-au făcut alții. Ce să vă zic, sincer, e o inspirare. Oamenii s-au inspirat din politica altor țări, unde se taxează un pic și partea de asigurări și de impozite pe baza puterii mașinii. Dar e cam prea târziu. Și e cam prea târziu și nepotrivit pentru România. Și știți de ce? Pe păi primul exemplu vi-l dau așa. Ce face un tânăr care și-a cumpărat o Dacia Logan 1009 EcoG din aia pe care are și benzină și gaz, dar care pe benzină are 90 de cai putere, iar pe gaz 100 de cai putere. păi cum? Bine, hai să zicem că legea va zice până la 100 și inclusiv 100 sau până la 100, iar de la 100, 0 în sus. Ce face tânărul respectiv. Merge că doar pe benzine, că, domne nu mai pot să merg pe gaz, că am sar de cai. Oricum, în orice problemă din asta care o întâlnește o administrație, un sistem din asta de care ne guvernează și care ne conduce, nu barierele sunt, sunt soluția. Barierele vor fi sărite de dulei ei se vor apleca pe sub ele, iar știți voi cine se va lovi de ele. Vă înțelegeți? Ar trebui cu totul alte, a, alte soluții găsite. Și nu sunt atât de greu, însă sunt un pic greu de implementat. A, iar personal nu cred că va trece proiectul ăsta de lege, pentru că acolo în casa aia mare a poporului, sunt o grămadă de domni foarte bine ai căror copii, clar nu merg cu 75 de cai putere. Pe păi ce faci? Nu mai poate să vină fiul să o să dea de la cabinetul parlamentar. Trebuie să-i schimbe mașina, să -i... ce, ce faci? Hmm. Însă, ca să avem, sau mai bine zis, ca să ne schimbăm puțin poziția asta de țară cu cele mai multe accidente grave, cu adevărate tragedii pe șosele, cu, 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 nu trebuie puse alte bariere. În niciun caz. Trebuie schimbat ceea ce nu, nu se vrea să se schimbe în România de foarte mult timp. Modul în care se dobândește și se redobândește permisul de conducere atunci când ți-a fost suspendat. Se știe că și cei care sunteți din generația mea și mai dinainte de mine, se știe că pe, până într-un anumit an. Permisul de conducere se obținea prin și acea probă de poligon, probă de îndemânare. Probabil că noi românii, fiindcă am, fost, am trăit în acea perioadă unde am avut o grămadă de lipsuri și de lucruri care nu le puteam avea, am zis, bă, hai să dăm drumul la toată lumea să ia permis, că permisul de conducere trebuie să-l ai. Corect, trebuie să-l ai. E un drept universal de a pe care poți să pe care orice ce țară civilizată trebuie să ți-l ofere. Dar trebuie să înțelegem că conducerea oricărui vehicul, că e o motocicletă, că e un, că un autoturism, că e un pickup, că este un autocar, că este un autobuz, că este un tir cu remorcă, necesită pe lângă o stare medicală ok, un văz și un auz bun și niște aptitudini fizice vrem sau nu vrem să recunoaștem, să mergi cu mașina înseamnă aptitudini fizice, corela, corelarea mai multor chestii pe care organismul uman trebuie să le facă. Nu mai vorbim de atenție distributivă și așa mai departe, lucruri din astea. Iar realitatea din teren este că sunt oameni care nu au aceste calități. Nu le-au genetic, nu și le-au... Se pot și dezvolta oarecum prin exerciții, prin niște tehnici din astea de concentrare sau nu știu cum să le numesc, dar dacă nu le ai nativ, știți bine că fizic nu foarte mulți oameni pot să alerge maratonul. Sunt atleți de performanță, fotbaliști care alergă meciuri întregi, etape întregi, dar dacă îi duci să alerge maratonul, nu poți să-l alergi. Sunt oameni care practică scufundările și nu se pot scufunda sub o anumită adâncime. Nu le permite organismul, deși poate sunt foarte buni în notători. La fel este și cu condusul mașinilor. Ai nevoie de un pic de ceva nativ în tine, de un pic de pregătire genetică, să o numim așa. Iar acea probă de îndemânare fizică în teren, care vă dați seama astăzi cu mijloacele de monitorizare electronice care ar fi, adică niște jaloane cu senzori, că nu prea mai poate fi păcălită și cea mai mică tamponare, să zicem, cu jalonul, va fi sesizată, plus filmări, camere și așa mai departe. Martori, că evident se va desfășura într-un poligon afară. Cred că, că și de asta a fost coasă când s-a renunțat în aceea, în cred că prin 96-97. Eu n-am mai prins-o. Generația mea n am mai prins-o. Eu am luat permisul 98 și nu am mai dat poligon. Dar sincer, sincer, trebuie uh, reintrodusă. Cu toții vedem în, în trafic tot felul de oameni care au mașini, chiar mașini bune, noi, elegante, dotate, care se chinuie la niște manevre elementare, să urce pe un trotuar, care, apropo, nu mai este permis, nu mai este legal în niciun oraș din România să oprești pe trotuar, sau în majoritatea astora mai. sau să o scoată dintr-un loc de parcare, sau să o bage într-o curte, într-o, nu știu, într-un gang, într-un garaj. Lucrurile astea se numesc, ca denumire în partea de procedură de manevrare a mașinii se numesc parcare laterală, garare cu fața, garare cu spatele. Sunt niște lucruri care eu vă garantez că acum, dacă ne-am adunat aici 20 de oameni, din ăștia 20, 10 nu le vor face din prima bine. Poate chiar mai mult de 10. Nu mai vorbim de niște probe de jaloane, de niște plecări din pantă, din. și așa mai departe. A, că avem auto hold, că avem mașini cu cutii de viteze automate, corect. Da. Dacă nu le-am avea, cum v-am spus de atâtea ori, sunt mișto sistemele astea că țin distanța, păstrează distanța, îți tremură volanul dacă te abați de la drum. Dar toate sistemele astea de ce nu funcționează cum trebuie sau aproape deloc în condiții meteo nefavorabile? Atunci, pe ce te bazezi? Pe ele sau pe tine? Ele îți spun, este front side assist este indisponibil. Înțelegeți? Și chiar dacă ni se promovează automatismul și de către producătorii de mașini și de către portavocile din online și din puțina presă scrisă care mai e și mediul TV și așa mai departe. Nu vom trece prea curând la mă urc în mașină și spun dumă acasă. Nu. nu. Pur și simplu nu se poate implementa fizic pe infrastructura din, din lume, mai put, cu atât mai puțin din Europa. Așa că dacă vrem să vedem mai puține lucruri nasoale la ora la știri, la ora 5 sau la cât știrile, statul român ar trebui să se uite bine asupra acestei măsuri. Pe lângă asta, sunt oameni care dau examenul de conducere de 10, 15, 20 de ori. Eu am un prieten care a luat 13 a 13 ori. Ar trebui și aici un blat și un pic la partea de școlarizare și la partea de de ce se învață în în școala de șoferi. Adică mai mult accent pe partea de de practică și mai multe ore de condus în diferite feluri de în diferite situații, în diferite tipuri de, pe diferite tipuri de drumuri. Mă știu, dar cred că în codul rutier încă nu s-a scos chestia aia care spune că mașinile de școală și șoferii începători în primul an trebuie să meargă cu 10 km mai puțin decât viteza legală pe sectorul de drum respectiv. Păi tu asta zici, domne că e ok, că nu are experiență, merge mai încet. Păi nu e ok, că tu de fapt faci din el o frână pentru, traficul, pentru restul traficului. Iar pe partea cealaltă de redobândire, în caz că ai pierdut permisul de conducere, este foarte simplu. La noi partea de amendă este fictivă, pentru că foarte mulți oameni nu le plătesc. Sunt oameni care nu dețin nimic pe numele lor, nu au tangență cu instituții financiare unde să poți cumva fi penalizat de chestiile astea și nu sunt știu un caz care a fost în presa din Craiova cu câțiva ani în urmă, un băiat care făcea taxi, strânsese pentru un miliard vechi amenzi și continua să facă meseria respectivă. Pentru că sistemul nu avea cum să îl penalizeze, nu putea să-i facă nimic. Evident, dacă care exista o corelare din asta între punctele de amendă și partea financiară, adică, bă, pe lângă faptul că avem amenzi mari, dar nu le avem cum trebuie împărțite. Eu am zis la partea de viteză, ca să, stopim, să stopăm vitezomanii, 1000 de lei pentru fiecare 10 km în plus peste viteză. Punct. O lună de stat în plus acasă pentru acești fiecare 10 km. Ai dat cu 230 pe oră pe autostradă, în radar, ai stat 10 luni acasă. Și ai plătit 10.000 de lei amende. Pe, și permisul nu-l recuperezi până nu duci chitanța de la uh, sau online-ul, dovada online a plății bancare a menzii respective. Simplu. Pe, 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 pe altă parte, într-adevăr, Vedem că foarte mulți tineri sunt uh, atât uh, cei care cauzează aceste accidente grave, cât și parte din ei, sau victime colaterale, cumva. Am văzut cu toții în vara asta, situația aia din, de pe litoral, marele tantam care s-a făcut de moment. Și ce s-a schimbat? Nimic. A mai fost și acea explozie, știți pe unde, cu uh, depozitura de combustibil. Ce s-a întâmplat? Nimic. Au trecut 8 ani de la colectiv și nu s-a întâmplat nimic. Pentru că România, de fapt, nu schimbă nimic. Într-o situație din asta care se, se întâmplă și oricând se poate întâmpla în orice zona României o altă situație, o altă tragedie din asta, România schimbă niște șefi, niște prefecti, niște șefi de poliție și atât. Nu schimbă sistemul în sine sau de la primul răspunzător până la ultimul tu, schimbând cei care func... oamenii care lucrează în acest sistem, nu, nu schimbi de fapt nimic. Pentru că mecanismul continuă să funcționeze cum a fost reglat de prima dată, indiferent cine lucrează la el, cine împinge la roți. Ele tot în ritmul lor merg. Așa că chestia asta cu introducerea și reintroducerea probelor practice la dobândire, la redobândirea permisului, sunt literă de lege. Nu atât accentul pe partea de legislație, cât partea pe, de, pe partea de practică. Și vă garantez că vor dispărea din trafic toți aceia care cam încurcă. Că sunt doamne, domnițe, că sunt bombardieri, că sunt, că sunt. Că tot dacă stai în scaunul de la șofer într-o poziție din aia lăbărțată și conduci așa, tu nu vei putea niciodată să faci man anumite manevre din poziția aia. Nu vei putea, pentru că fizica, fizica organismului uman, nu ți-o permite. Dacă stai cu scaunul întins la maxim și cu mâna aici, pe mijlocul volanului, la ora 0, nu vei putea face nimic. Vei putea cel mult să virezi puțin stânga, puțin dreapta. Nu vei putea contrabraca, nu vei putea face o manevră de a evita un eventual obstacol în mers. Asta e așa o, o chestie de elementară, poziția la volan. Pe lângă asta, dacă ne uităm puțin și pe la infrastructura noastră rutieră, Că se face e bine, că nu se face nu e bine, că se face se face rău. Și aici este o problemă. Sunt multe locuri, sunt multe drumuri, sunt multe localități în România care s-au modernizat. S-au modernizat, dar nu s-au modernizat după niște proiecte implementate la fața locului. S-au modernizat după niște proiecte făcute în calculator și trimise în teren. Domnul ăla care le-a făcut la calculator n-a fost niciodată în intersecția respectivă, pe sectorul de drumul respectiv, să vadă cum s-ar potrivi proiectul lui cu cei acolo. Și așa avem intersecții în care autobuzul și un conturism nu are loc, deși sunt două benzi. Așa avem intersecții cu trei benzi care se lovesc de un giratoriu cât un munte. Da, da, da. Nu mai vorbim în, în mediul rural, în zonele rurale, că România rurală se modernizează și ea încet, mai greu, mai așa, dar se modernizează acele poduri de beton în fața fiecărei locuințe, care sunt monumente de funerare, eu așa le numesc. Orice pierdere de control sau, nu știu, manevră greșită și ai acroșat un astfel de cap de pod, ai murit. 60 la oră, crash test, depinde dacă mașina ta mai corespunde sau nu. Nu vorbim de faptul că se merge ceva mai repede prin localități în România. De asemenea, sunt drumuri europene, drumuri naționale, modernizate, care au fost înălțate și în lateralul cărora găsim șanțuri de beton de 2, 3, 4 metri complet betonate. Orice pierdere de control, orice acroșare te va trimite într-un parapet de beton la 3-4 metri adâncime. Nu? Ai 90, ai 100 de km pe oră? Așa, asta e viteza de mers. Adică moarte sigură. Probabil că unul zice, domne, au rostul ro lor șanțurile astea neferesc de inundații? Bă, probabil că da. Dar pentru ce le construiești în zonele de câmpie unde nu ai râuri? Unde nu ai ape? Construiește-le în zonele unde ai ape, flu râuri, fluviu flu e unul singur. Unde, într-adevăr, există pericolul ca o viitură să ajungă pe carosabil. Păi, ting. Mă rog, poate cineva. Zice că, nu, că suntem prea mulți pe planetă, și pe termen lung avem un rezultat din aceste obstacole cu care ne intersectăm, Doamne ferește, drumurile. Deci, în locul acestei legi bazate pe cai putere, mai bine umblăm la esență, la bază. Că tu, dacă ai un teren, cum e parcul ăsta aici, în care cresc buruieni, tu degeaba tai buruienile în fiecare an. Ele vor crește la loc. Trebuie găsit o altă soluție ca să nu mai crească. Nu să muncești sau ca să ai activitate. Acum, dacă tot vorbim de puterea mașinilor, ce îl împiedică pe un tânăr care are o mașină de 90 de cai să o tuneze? foarte ieftin și foarte ușor la încă 50% din putere. Nu mai vorbim că cu ceva investiții o face la dublul puterii. Din nou, știm bine că tinerii acest și cumulul ăsta de, in, de care se formează bonus malusul la asigurare e complet în defavoarea unor tineri. Tu, practic, îl faci pe tânărul respectiv să nu meargă cu mașina lui, să meargă cu mașina părintelui, care are o asigurare mai ieftină. Pe păi, felul ăsta nu îl responsabilizezi pe tânărul respectiv, care plătește, dacă ar avea mașina pe numele lui, -ar, ar plăti de s-ar rupe. Veți găsi și aici un echilibru, cumva. Bine, ce echilibru să mai găsim într-o țară în care dau firmele de asigurări faliment pe capete? Să nu uităm o altă alte două situații petrecute în ultimii ani despre care iarăși s-a uitat. Apropo, eu am asigurare la Euroins valabilă până în 31 ianuarie 2024. Iar toată lumea zice că din 7 decembrie trebuie să-mi fac alta. Păi și eu ce fac cu aceste ultime 8 săptămâni? Le-am plătit degeaba, nu? Da. Sunt atât de multe lucruri de schimbat și de de corectat în România, încât cred că poți face episoade din astea la nesfârșit. Eu personal nu pot să vă spun decât aceleași sfaturi și să vi le repet pe care vi le-am dat la infinit și pe care vi le voi repeta și de data asta. Fiți mai înțelegători și mai toleranți în trafic. Dacă vedeți că cineva în fața dumneavoastră sau în lateral, unde e el, greșește, încercați să să corectați voi greșeala lui. Nu ne punem cu mâna în claxon și luăm la jurături. Nu. Dacă unul forțează o depășire din față, faceți-i loc. Pentru că dacă vă acroșează, e rău și pentru, pentru voi. Sau. Dintr-o banală depășire se poate trans, transforma într-o tragedie. Mașina să sară din una în alta și să iasă un, un haos. Plănuiți-vă călătorile, că tot vin sărbătorile mai devreme, mai târziu, nu vă grăbiți, nu, nu, plecați pe ultima sută de metri cu stresul ăla, hai, 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 că trebuie să ajung la soacră mea. Mai așteaptă. Evident, nu, nu vreau să-mi imaginez ce va fi în zona marilor magazine, în orașele României, în perioada asta, iarăși. Pentru că foarte mulți dintre voi se plâng, domne, că în București nu se mai poate merge cu mașina, domne, la Cluj e haos, în trafic. Bă, fratele meu, de acord cu voi, dar de ce stăm acolo? De, dacă ai un factor din ăsta de disconfort uriaș, de ce continui să stai acolo? Păi stai acolo pentru că acolo se câștigă bani. Pentru că acolo, pentru că se câștigă bani, este și distracția, și entertainmentul, și viața, high life. Dacă plecăm din București 20 de kilometri nu chiar în jurul lui, că nu spre Nagov, în orice altă zonă, găsim la fierbinți. Dacă mergem în jumătatea de România, găsim localități pustii sau în care mai stau câțiva oameni. Statul român ar trebui să găsească niște metode să decongestioneze orașele mari și să spargă un pic aglomerația asta, dând oamenilor posibilități să muncească și în zonele astea mai, mai sărăcuțe, mai pustiite ale țării. S-a și încă se lucrează și sunt oameni în ale căror domenii de activitate se poate lucra de acasă. Păi tu poți lucra de acasă și din parcarea asta de aici. Nu trebuie să lucrezi de acasă din centrul Bucureștiului. Dar din nou, rămâi acolo în centrul Bucureștiului pentru că acolo ai și viața de București sau de Cluj sau de Craiova sau de, sau de. Cumva, noi oamenii ne supraaglomerăm orașele. Evident, eu nu zic că este rău să ai mașină. Dar sunt situații în care doi membri ai familiei, soț, soții, iau fiecare mașina lui și fiecare are mașina de la servici. E mult. Și amândoi stau într-un apartament, într-o zonă supraaglomerată, în niște blocuri care n-au fost gândite niciodată pentru atât de multe mașini. Ca să nu mai vorbim de tot ce se construiește în, în România din prezent, nu construiește cu un număr suficient de locuri de parcare pe numărul de apartamente sau de garsoniere din construcția respectivă. Aici ar trebui tot așa o parte de asta de legislație ca să zic că măcar un loc de parcare pe apartament, măcar unul, dacă nu două. Altfel nu ți dau autorizație, nu construiești, le faci subterane, lărgești curtea, nu știu, faci supraamelțată parcare. Dar pe partea asta de parcări, să știți că România stă rău. Stă rău, rău, rău în oraș, exact ce ziceam și mai înainte, s-au dat hotărâri de astea de Consiliul Local în care nu mai poți parca pe trotuar. De acord, trebuie și pietonii să circule pe undeva. Dar tu va trebui să parchezi mașina aia unde? Pe carosabil. Vei ocupa o bandă, vei contribui la ambuteiaj. În locul acestei hotărâri, sau pe lângă hotărârea asta, eu mai făceam o hotărâre de Consiliul Local. Hai să mutăm trecerea de pieton de la colțurile intersecțiilor. Pentru că aduci pietonul într-un loc în care șoferul deja este foarte atent la manevre, se fac schimbări de direcție, se întâmplă mai multe mașini. Hai să ducem pietonul de acolo, că poate îl salvăm, îl ducem 50 de metri mai încolo și punem trecerea de pietoni în altă parte. Asta e o măsură simpl oarecum simplă de implementat, nu e atât de complicat și de sofisticat. Nu, nu o face nimeni. Sensuri unice, care iarăși sunt foarte bune, câștigi o bandă. Poți folosi jumate din banda aia ca spațiu de parcare. Interzicerea virajului la stânga și găsirea de rute din astea, de tot pe bază de sensuri unice, care te ducă doar pe viraj la dreapta. Dar, din nou, înseamnă niște departamente ale administrațiilor locale, ale primăriilor, care asta să facă cu sisteme de management, cu polițiști trimiși în stradă și care să măsoare cu ceasul, traficul. Bă, la ora 8 am avut pe minut X mașini la ora 12, la ora 17. Sau sisteme automatizate care să măsoare. Dar nu cred că are niciunul din orașele României genul ăsta de, de tehnologie. Așadar, mergeți mai încet. Ridicați piciorul din gaz. Indiferent că aveți peste 100 de cai, sub 100 de cai, peste 300, peste 500. România nu este o țară de viteză. Șoferii români nu sunt pregătiți pentru mașini de viteză. Punct. A, că ne-am luat toți, că ne plac, că, că, că. Mergi pe aceleași drumuri. Cu o bandă pe sens, cu drumuri care traversează localități rurale, unde limita de viteză este 50. Drumul pe aceleași drumuri pe care tu mergi cu camioane de mare tonaj. Apropo de camioane de maratonaj, și salutăm pe toți prietenii noștri șoferi profesioniști. Ați văzut că nu prea se merge cu ele încet în localități. Și câți camionagii merg cu 50 pe oră? Mai ales cei înmatriculați în alte țări. Încă o chestie. Autostrăzile astea care tot se construiesc în România și nu prea se termină, sunt greu de făcut. Costă mult, implică logistică multă, implică cheltuială mare, implică, implică, implică. Nu ar fi mai la îndemână să facem niște mici bretele ocolitoare, șosele de centură, legături din astea între drumurile deja existente care să ocolească cât de cât localitățile, mai ales unde avem foarte multe uh, localități de traversat pe un drum de 100 de km. Pentru că mi se pare mai la îndemână să construiești niște centuri din astea ocolitoare sau niște bretele decât autostrăzi. Pentru că la autostrăzi vedem de ce nu se fac, sau nu știe nimeni de ce nu se fac, dar... Oricum, legea asta, sincer, vă mai spun că nu cred că va trece, pentru că nu e pe, pe gustul clasei politice. Dar ceva trebuie făcut. Mai devreme sau mai târziu, numărul victimilor pe șosele va crește. Va crește, va crește, va crește chiar astăzi sau ieri am văzut așa o știre cu un tânăr împreună cu, era în mașină cu alți doi, a pierdut controlul într-o curbă, a intrat într-un cap de pod, doi, unul sau doi din cei care au lucrurile în mașină au murit, el a scăpat. Acum, știți că partea penală a unui accident auto te trimite la pușcărie, dar nu cred că a luat nimeni pentru omor din culpă, cum ești încadrat la astfel de evenimente, o pedeapsă foarte mare. Indiferent ce viteză ai avut, în ce stare ai fost sau mai știu eu cum. Acum, aici iarăși ar trebui umblat puțin mai bine. Domne, la aceea situație ai depășit viteza cu tu, atunci nu mai ești la omor din culp. Deci la tentativă de omor. Că tu când apeși pe pedala din dreapta, ești conștient ce faci. Bun. Asta fiind spuse, ne vedem cu bine noi și noi episoade. Sper să vă placă, să vă fi plăcut episodul ăsta. Dați și voi un like clipului, un clopoțel și un share. Nu, un clopoțel canalului și un share clipului. Și mai aruncați un ochi și pe pagina noastră de Facebook. Ne vedem cu bine. Bye, bye!